Câți bani câștigă țancă uraganul la un concert? Artistul încasează sume uriașe din evenimente. Țancă uraganul se înscrie pe lista celor mai apreciați cântăreți de petrecere de la noi, iar artistul reușește să câștige sume uriașe la concerte. Iată câți bani face artistul într-o singură noapte. Fără doar și poate Țancă Uraganul e unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele de la noi, iar piesele sale fac senzație pe internet, acolo sunt asculte de sute de mii de oameni și chiar milioane. Cântărețul câștigă sume importante din mediul online, iar în doar șase luni el a reușit să primească din partea YouTube peste 150.000 de, de euro, însă nu e singura sursă de venit. Dacă din mediul online câștigă foarte bani, să nu uităm totuși că are și o mulțime de evenimente acolo unde se aruncă cu bannote pe el la propriu vorbind. Potrivit unor informații, acesta ar fi cerut în urmă cu ceva timp suma de 5.000 de euro pentru doar o cântare, însă cu siguranță între timp prețul a mai urcat. Chiar și așa, acesta e doar suma pe care organizatorii o dau, căci din dedicații mai pleacă acasă cu câteva mii și zeci de mii de euro. Sanca Uraganu a mărturisit în cadrul unui podcast că are doar 10 clase și că nu întotdeauna a fost pasionat de muzică, ci fotbalul era marea sa pasiune. Acesta spera să devină un mare fotbalist, însă iată că lucrurile s-au schimbat între timp în cariera sa. Mergeam la școală, îmi plăcea să merg la școală, la antrenamente. Am făcut și eu vreo 10 clase și eram cu fotbalul și cu școala și cu gagicile, dar mai puțin așa, nu chiar ca acum. Asta făceam antrenament la școală și întâlniri. Mi-a plăcut muzica de mic copil, dar mi-a plăcut și fotbalul și nu știam pe care dintre ele să aleg. Prima dată am jucat fotbal, a povestit Sancă Uraganu.